în vederea mântuirii, în vederea salvării. Nu există într-adevăr o forță mai mare în universul acesta decât forța dragostei lui Dumnezeu. Nu există motivație ca să miște lucrurile mai puternică în orice plan al existenței umane decât dragostea. De aceea va și rămâne. Nu se va termina, nu se va epuiza niciodată, va rămâne pentru totdeauna, pentru că reprezintă motorul universului întreg, pentru că reprezintă caracterul intrinsec al lui Dumnezeu, al modului în care se comportă El, dar nu doar ca ceva exterior, ci ca parte a ființei Lui. Și dacă El este veșnic și dragostea este veșnică și nu se va încheia niciodată. Ne-a spus-o în multe feluri. Ne-a spus în multe feluri că ne iubește. V-am spus în multe feluri și în multe chipuri. Ca să înțelegeți, ca să fiți puternici, ca să mergeți înainte, să aveți forță, să aveți energie adevărată și să ajungeți la biruință. V-am spus-o de multe ori, în multe feluri. Ca să înțelegeți, ca să nu uitați, ca să pricepeți noi dimensiuni ale acestui diamant cu multe fațete. Cum aș putea să vă mai spun că vă iubesc, ne spune Dumnezeu. Iar vis-a-vis de această atitudine, acestui comportament al lui Dumnezeu veșnic, constant, se așteaptă un răspuns al nostru. Și aici se întâlnesc, ar trebui să se întâlnească cele două atitudini, cele două înțelegeri, ca să aibă eficiență. Romani, capitolul 2, versetul 4, evidențiază, pe de o parte, dragostea aceasta lui Dumnezeu și, în același timp, ceea ce generează ea în ființa umană, ceea ce ar trebui să genereze în ființa umană. Romani 2 cu 4. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi? Ce trebuie să-ți mai spun? Cum trebuie să-ți mai spun? Pentru a ne face să înțelegem cu ce fel de iubire ne-a iubit Dumnezeu și ne iubește Dumnezeu, prin care iartă păcătosul care s-a pocăit, ne-a povestit multe, cum spuneam, ne-a spus multe și ne-a spus una dintre cele mai frumoase pilde, care este pilda fiului risipitor. Evanghelia, vedeți, se adresează celor care sunt conștienți că au suferit un naufragiu. Și cel mai recomandat personaj este fiul risipitor. De câte ori n-am privit spre această minunată pildă și iată în dimineața aceasta, cred că este inspirator să privim din nou, din alt unghi, din alte perspective, din perspective noi, poate, sau nu, sau reluate, ca să pricepem această bunătate a lui Dumnezeu care te îndeamnă, te motivează la un răspuns adecvat, un răspuns în reciprocitate. Pentru că vorbim despre reciprocitatea harului, vorbim și despre reciprocitatea dragostei, adică această întâlnire care reprezintă cea mai frumoasă experiență a experienței umane, întâlnirea omului cu Dumnezeu, întâlnirea lui Dumnezeu cu omul în planul iubirii. De ce pleacă fiul risipitor? De ce pleacă? O întrebare, vom vedea, inutilă. Pentru că
n-are motivație să plece. În mod normal, n-ar avea nicio motivație să plece. Totuși ne frământă de ce pleacă fiul risipitor. Nu fi fost ceva care mi-a convenit, un comportament care n-a fost pe placul lui? De ce? Oare de ce? E bine, întrebarea aceasta este una din multele care n-au nicio relevanță. Și vom vedea de ce, în primul rând, pentru că n-are motiv să plece. Și care închide în același timp și drumul spre morala acestei pilde, pilda fiului risipitor. Închide drumul spre învățătură, spre morală. Parabola nu a fost spusă de Domnul Iisus Hristos pentru a răspunde aceste întrebări, ci unei alteia, care devine mult mai importantă, mult mai relevantă pentru economia, înțelegerea acestei pilde minunate a fiului risipitor. Fiul risipitor, dar și aceasta ne contrariază. De ce i-ai pus etichetă? La început a fost risipitor? N-a fost risipitor. A fost acasă, trebăluia și el prin treburile gospodăriei, era folositor, nu risipitor. I-am pus eticheta deja și cei care au atașat notele în ulterior inspirației au denumit-o pilda fiului risipitor, dar în corpul mesajului nu găsim lucrul acesta, pentru că nu ai cum să-l găsești. În primă fază este acasă, este util, este folositor. Nu risipește, este împreună, trage la sarcinile, la responsabilitățile care le are în casă. Risipirea este o alegere și calificativul acesta de risipitor, de fiul risipitor, vine în urma unei alegeri pe care tânărul acesta, omul acesta, o face. Inițial este un om de treabă. Iată deci că a pune etichete din start nu este înțelept. Și atunci când ne confruntăm cu astfel de atitudini în cadrul familiei biserici, l-ai încadrat, e risipitor, intră în el însuși, devine din ce în ce mai conștient de eticheta pusă, îl urmărește, îl subjugă și îl distruge până la urmă. Nu, este un om pe planeta aceasta, un copil al lui Dumnezeu, care din păcate la un moment dat s-ar putea să aleagă să devină risipitor. Persistă întrebarea aceasta care, spuneam, este inutilă, de ce a ales să fie risipitor? N-are noimă, n-are răspuns, n-are motivație. Vreți un răspuns puternic, un argument puternic în sensul acesta? Isaia capitolul 14. Este foarte interesant cum se întreabă profetul legat de experiența unui primului fiu care a devenit ales să devină risipitor. Lucifer. Hai să citim Isaia 14, că mi se pare extrem de important asupra înțelegerii mesajului iubirii lui Dumnezeu. Versetul 12, Isaia 14 cu 12. De ce ai căzut din cer, luceafăl, strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost coborât la pământ, tu biritorul neamurilor? Așa spune textul? Cum ai căzut? Cum să pui întrebarea de ce? Poți să afli vreun răspuns la întrebarea aceasta? Există vreo motivație pentru care părăsim pe Dumnezeu? Poți găsi ceva în care să-i reproșești și să-i spui: mă duc în lumea largă și îmi văd treburile mele? Vedeți, e fără noimă, e fără sens această întrebare. De ce? Nu are noimă. De ce a ales Lucifer să se răzvrătească? N-are niciun motiv.
Biblia numește taina aceasta taina fără de legi. E o taină, ca și taina evlaviei. Adică, de neînțeles. Nu putem întreba de ce s-a răzvrătit Satana. Însăși, atitudinea prorocului este una de mirare. El nu întreabă, nu își pune problema de ce ai părăsit Lucifer căminurile cerești. Nici măcar nu își pune problema aceasta pentru că n-are sens, n-are relevanță. Ci din contră să uită la căderea aceasta, o înțelege prin inspirație și rămâne blocat. Cum să miră? Cum ai căzut? Cum te s-a întâmplat? Cum ai căzut din cer? O mirare care nu presupune un răspuns. N-are răspuns. Revenind la fiul, așa zis, risipitor, care a ales să fie risipitor, de fapt la noi. Întrebarea este, mai degrabă, nu de ce ai plecat, de ce pleci, de ce te înstrăinezi, ci cum de ai plecat de acasă, tu care erai în toate condițiile bine, ca mirare și nici de cum ca întrebare, de ce ai plecat acasă. Pentru că nu există niciun motiv să pleci. Atunci de ce? Nu este răspuns. N-ajută la nimic demersul acesta. Degeaba. Degeaba. Care este profilul celui care pleacă, care se înstrăinează de Dumnezeu? Care ar fi motivațiile din punct de vedere omenesc? Scenarii sunt nenumărate. Nu s-a înțeles cu frate sau taică-s-o tot îl cicălea, îl punea să facă, spune el mai târziu, de la iveală, știi, a ieșit afară. Cicăleală, te trezești dimineața, ai program, du-te de la oi, de la animale, de mâncare, ți-am slujit, și celălalt în mod special comentează, toată viața și mie nu mi-ai dat nimic. Dar, în ultimă instanță, Nu aceasta este problema. Cine este fiul rătăcitor? Este omul mânat de voluptatea aventurii, de dorul de ducă. Să-și ia lumea în cap, pur și simplu. Îl atrage mirajul țării îndepărtate. E mai interesant pe acolo. Poetul are o vorbă foarte frumoasă, unul dintre poeți. Unde iarba mai verde, în afara staulului, e mai interesant, viața e mai vibrantă. Este fiul neascultător, este fiul care forțează tiparele bunei purtări. Este cel care nu a învățat încă din greutăți, care nu înțelege valoarea lucrurilor adevărate, nu este selectiv în analizele lui, amestecă lucrurile, caută obstacolul, ocazia, provocarea, ineditul, crezând că în afara prezenței lui Dumnezeu lucrurile sunt mai interesante, mai vibrante. Caută obstacolul, dar în același timp căutându-l și dând peste el, aceasta îi va înfrumeseța caracterul și în cele din urmă spune că și-a venit în sine. Este un momentul extraordinar al experienței umane. Să-ți vii în sine, în sinele care, inițial, original, mintea originală, ca să înțelegi ce ai pierdut și pe ce ai dat. Și când te uiți pe ce ai dat, ce ai avut, îți dai seama cât de prost ai putut gândi. Cât de nebun ai putut să fii. Sunt cuvinte tari, dar sunt ale Scripturii. Cei care nu acceptă pe Dumnezeu sunt considerați în zona aceasta de nebunie. Nu patologică, nu are nimic de a face cu patologicul, ci de a face cu niște calcule care sunt atât de păguboase.
De aceea, dorul întoarcerii acasă este însoțit de căința sinceră. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, Tată, m-am trezit. Am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca unul din argații tăi. Cum de-am putut pleca? De aceea, întrebarea de ce a plecat rămâne fără noimă. Este fără noimă. De ce plecăm? De ce ne înstrăinăm? Ai variantă mai bună? Spre ce te îndrepți? Nu vezi că totul e praf în afara relației cu Dumnezeu? Nu e nimic palpabil, nu e nimic valoros. E doar așa o spoială care vine și trece ca pojarul. N-are nicio valoare, din contră îți distruge viața. Nici o motivație de plecat de acasă, mai pe urmă însă o motivație imensă, vitală, de a-i părea rău de plecare, o pocăință și mai ales o întoarcere. Și acum poate ne așezăm pe ceea ce este esențial în încheiere. De ce s-a întors fiul risipitor? De ce s-a întors fiul risipitor? Aceasta este adevărata întrebare. Aici se află adevăratul răspuns. De ce s-a întors fiul risipitor? Aceasta este adevărata morală a pildei fiului risipitor. Acesta este adevăratul scop pentru care Mântuitorul ne-a transmis pilda fiului risipitor. Aici, în acest răspuns, se ascunde esența motivației sale, a comportamentului său față de noi. De ce s-a întors fiul? Este apogeul, este esența problemei. Fiul s-a întors pentru că știa că acasă îl așteaptă un tată iubitor. Cum am început? Nu există în universul acesta o motivație mai mare ca dragostea lui Dumnezeu. Ceea ce determină pe fiul să se întoarcă este conștiința faptului că acasă îl așteaptă un tată iubitor. S-ar mai întoarce pentru alte motivații? Mai putem găsi alte motivații? Păi cum, iarăși să o iau de la capăt? Nu știu eu traiul de acasă? Nu știu eu ce e acolo? N-am fost eu acolo? Prin comparație, cel care a experimentat forța centrifugară a păcatului, zonele dubioase, zonele în afara lui Dumnezeu, crepusculare, își dă seama că acasă îl așteaptă un tată iubitor. Nici un fiu risipitor nu s-ar întoarce vreodată acasă dacă n-ar ști că acasă îl așteaptă un tată iubitor. N-ar fi un tată. Lumea ar fi fost o colonie imensă de fii risipitori dacă acasă nu este un tată iubitor. Lumea ar fi o colonie de fii risipitori dacă acasă n-ar fi un tată iubitor care așteaptă. A intrat în creștinism, mai ales în cel neoprotestant, zicerea că Ioan 3:16 este textul de aur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar de fapt întreaga Biblie este un cuvânt de aur. Cu toate acestea, dacă am fi avut numai aceste cuvinte, numai acest text din Ioan 3:16, ar fi fost suficient pentru fiul risipitor să se întoarcă acasă. Atât dacă am fi avut din Biblie. Doar atât. Cum a putut cuprinde dumnezeirea, esența problemei, într-un singur verset, în câteva cuvinte? Aici se concentrează toată speranța, toată puterea noastră, izbăvirea noastră, soluția noastră. Aici e totul, în aceste cuvinte. Zicem împreună?
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De ce se întoarce fiul risipitor? Acesta este sensul parabolei. Pentru că este un tată acasă, este prototipul părintelui generic, a toate înțelegător, iertător, este marele pedagog care știe să lucreze cu fiul care își ia lumea în cap. Este capabil de a converti situația de păcătuire în prilej de îndrumare și formare. Este părintele ce privește, cum se cuvine, fapta fiului său. Aduceți de grabă haina lui cea din tâi și îl îmbrăcați și dați-i inel în mâna lui și în încălțăminte în picioarele lui. Eu zic ce atitudine față de cel care a risipit. Este tatăl care valorifică o situație limită spre un scop nobil. Pentru ca acest copil pierdut, eu și tu să se regăsească. Este pedagogul cu care folosește singura cale de îndreptare în situația dată și anume pedeapsa pozitivă. Pedeapsă pozitivă? Da. Nu impresionează nimic mai puternic pe fiul risipitor decât să-i dai credit, să-l aștepți, chiar atunci când e foarte greu să aștepți, și aștepți, și aștepți, și nu se întâmplă, dar este presiunea, povara pentru o conștiință care încă mai pâlpie cea mai puternică. Cea mai puternică. Pedeapsa pozitivă. Și când se apropie de casă, să nu aibă senzația că l-așteaptă cu cineva cu parul. Ci același tată iubitor care l-așteaptă cu mâna pâlnie, lăcrimând, crezând că într-o zi va reveni. Pedagogia cea mai înțeleaptă pe care numai Dumnezeu poate să o exprime, dar care trebuie să servească de model și pentru noi. Pedeapsă pozitivă. Nu prin deposedare sau descalificare, ci prin dăruire și primenire. Niciodată, niciun fiu nu s-ar întoarce acasă, dacă acasă n-ar fi un tată iubitor. Luca 15:22-24 în încheiere. La modul concret. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună. Descoperitul primește o haină. Îi dă zdreanța jos și îl înnobilează, pentru că haina este dovada nobilimii, aristocrației. Haina mărturisește poziția, rangul, statutul în societate. Și mai dați-l un inel în deget, este semnul apartenenței, te recunosc ca fiu. Pe mine? Da, statutul tău este de fiu. Și ce mai dă? Încălțări. Numai slugile umblă desculți. Dumnezeu ne cheamă și astăzi, ne așteaptă. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinții și îndrăgirilor răbdări? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă acasă? Dumnezeu să ne ajute să răspundem. Amin. Voi bine să ne rugăm și pastorul dumneavoastră va conduce în rugăciunea de consacrare.